și domnilor, bună ziua! Sunt Cristian Foghel din platoul Roman 24, astăzi într-un platou mic, dar cu nume mari. Și când zic nume mari, nu mă refer ca lungime, ci ca greutate. Alături de mine invitat astăzi, invitați. Astăzi, dacă îmi permiteți, o să încep din dreapta spre stânga, domnul deputat Laurențiu Leoreanu, președinte PNL Roman. Bună ziua, mulțumim de invitație. Domnul Leonard Achiriloaei, candidat al PNL pentru fotoliul de primar al municipiului Roman, bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Domnul deputat Mugur, Cozmanciuc, președinte PNL Neamț, bună ziua! Mulțumesc pentru invitație, bună ziua, vă salut pe dumneavoastră și pe toți cei care vă urmăresc în direct. Vorbim și astăzi tot despre următorii 4 ani ai municipiului Roman, pentru că presupun și ai județului Neamț, da? Pentru că dumneavoastră candidați pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. Și vorbim despre planuri, despre idei și despre cum vedeți viitorul luminos al nemțenilor. Domnul deputat Cozmanciuc, dacă... Încep eu? Mă rog. Bun. Că suntem la Roman, în primul rând vreau să salut încă o dată pe toți cei care vă urmăresc și mulțumesc pentru invitație. Salut și în egală măsură și pe cei care sunt astăzi în studio alături de mine. Și că vorbeam de municipiul Roman și de planuri și despre proiecte, am să vă spun scurt aici, pentru că o să completeze mult mai mult colegul nostru, domnul Leonard Achiriloaei, și în completare, sigur, va veni mai departe și cu domnul deputat Leoreanu pentru a întări cele spuse. Municipiul Roman va avea un primar liberal. Municipiul Roman va avea un primar în persoana domnului Leonard Achiriloaei, o persoană care este implicată în administrația publică locală de foarte mult timp, o persoană care este implicată și în administrația publică centrală, la fel foarte bine, la un nivel foarte înalt, în funcția de ministru secretar de stat în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Și când spun cele două componente, spun că este o persoană pregătită, o persoană care are calitățile necesare pentru a continua proiectele liberale ale municipiului Roman, proiecte liberale începute în anul 2008 și care au fost susținute în permanență de către Partidul Național Liberal și prin care administrația liberală a arătat romanului și romașcanilor că sunt alături de oameni și alături de cetățeni. Când am subliniat cuvântul liberal, l-am subliniat pentru a fi foarte clar și foarte bine înțeleși că suntem oameni de onoare, oameni demni care ne păstrăm și cuvântul, dar și verticalitatea față de a respecta cetățeanul și de a respecta ideea de a avea o administrație transparentă. De aceea vă spun că domnul Leonard Achiriloaei este persoana potrivită și este persoana care, începând cu data de 28 septembrie, va conduce municipiul Roman, câștigându-l, bineînțeles, detașat din punctul meu de vedere în data de 27 septembrie. Despre proiecte vă va spune dumnealui. Am să fac o scurtă precizare acum despre partea de județ și, dacă o să-mi permiteți, pe parcurs emisiune să mai dați cuvântul, o să revin în completare. De asemenea, și la nivel de județ, consider că și în municipiul Roman și în tot județul Neamț este un moment care trebuie să definească clar viitorul județului Neamț, viitorul municipiului Roman. Este un moment care trebuie să arate clar că Romanul și Neamțul are de ales între ceea ce a însemnat administrația de acum, de la nivel de județ, care, din punctul meu de vedere, este o administrație guvernată de un baron, de un baron care nu face nimic altceva decât să își propage o imagine personală, fără ca investițiile în județul Neamț să se fi cuantificat sau fi realizat. Uitați, suntem aici, în zona Roman metropolitan. Dacă o să-mi spuneți că în ceea ce s-a întâmplat în ultimii 4 ani a fost un element pozitiv în administrația județeană, vă rog să, pentru că vă ascult cu atenție. De asemenea, județul Neamț va avea de ales între o perspectivă de dezvoltare, atragere de investitori, creare de locuri de muncă, o infrastructură rutieră, feroviară, durabilă, sau în a rămâne blocată, stagnată în firme abonate la banul public, ceea ce nu va susține Partidul Național Liberal. Eu, prin persoana pe care am construit-o în activitatea mea politică, în activitatea publică, vreau să vă propun o serie de proiecte care să însemne, odată, dezvoltare la nivel de infrastructură, și când vorbesc despre infrastructură, vorbesc că suntem aici în municipiul Roman, de a conecta Romanul și Neamțul la Europa, la lume, la dezvoltare. Autostrada care se lege Iașul de Târgu Mureș, adică Moldova de Europa, și autostrada sau culoarul rapid care se lege Suceava de București. O intersecție comercială care va poziționa Roman în centrul dezvoltării și care va aduce exact aici tot ce înseamnă investiții durabile. În afară de infrastructura mare, vorbim și despre infrastructură județeană. Nu este admisibil ca în momentul de față să vedem cum vorbește unul sau altul că a făcut drumul județene, dar dacă mergeți, vă invit să mergeți pe un drum județean spre Mănăstirea Sihăstria, spre Mănăstirea Sfânta Teodora de la Sihla sau spre Mănăstirea Giurgeni ca drumul județene și să-mi spuneți dacă aceea este infrastructură realizată. Nu. Infrastructură realizată înseamnă în momentul în care vorbim despre asfalt, despre trotuare, despre rigole. Lucru care nu există în momentul de față. Consider eu. Și asta o să vedeți și dumneavoastră dacă greșesc. De asemenea, mergând mai departe, componenta sănătate.
sănătatea este foarte importantă. Trăim într-o perioadă foarte mult mediatizată, cu o pandemie, cu o întreagă problematică de distanțare socială. Spitalul din municipiul Roman este un exemplu de cum a însemnat aici investiții pozitive în calitatea actului medical, în calitatea profesională a medicilor și un respect față de cetățean. Și aici este și un merit pe care îl are domnul Leonard Achiriloae, unde dumnealui a fost director economic și unde dumnealui s-a preocupat ca banul public să fie bine cheltuit. Același lucru va trebui făcut și în Piatra Neamț. Un spital județean care să fie bine conectat cu lumea modernă, cu medicina modernă, un spital județean în care să nu avem surprize neplăcute că mor copii în spital, cum s-a întâmplat în anul 2016, în anul 2017, un spital județean care să deservească întreg județul. Am să mă opresc aici, dacă îmi permiteți, și cu permisiunea dumneavoastră o să mai intervin pe parcursul emisiunii. Avem o oră întreagă să discutăm despre planuri și proiecte. Ne interesează, evident, pe noi ca romașcani, zona Romanului. Nu suntem indiferenți, nu avem cum, pentru că facem parte dintr-un ecosistem, da? Nu ne poate fi indiferentă viața politică și administrativă la nivel județean. Spuneți-ne, vă rog, domnule deputat Leonardo, dumneavoastră ați auzit ce a spus domnul Cozmanciuc. Susțineți? Aveți adăugiri? Vreau să vă spun că în echipa Partidului Național Liberal a existat și există conlucrare, dezbatere, a culege informații, a culege doleanțele oamenilor și apoi vin pe masa de lucru care se transformă în viziuni, în idei de proiecte. Așa cum s-a întâmplat la Roman și am precizat și într-o emisiune anterioară că proiectele nu sunt a unei persoane, nu sunt pe proprietate fizică, ci aceste proiecte au fost inițiate în strategia de dezvoltare a municipiului Roman încă din anul 2014, când eram primar a acestui municipiu, împreună cu consilierii liberali. Am inițiat acest program de proiecte, acest portofoliu de proiecte, care se găsește în strategia de dezvoltare a municipiului Roman. Noi ne-am documentat, le-am dezbătut cu segmente din societatea civilă, cu profesioniști, apoi am avut dezbateri în cadrul Consiliului Local cu ceilalți membri din Consiliul a altor partide, iar ulterior, când aceste proiecte au fost votate și strategia a fost adoptată, a devenit cartea de căpătâi pentru dezvoltarea municipiului Roman pe perioada 2014-2027, un portofoliu de proiecte al comunității, pe care Partidul Național Liberal le-a inițiat, pe care Partidul Național Liberal prin mine și continuator le-a implementat și sigur prin domnul Leonard Achiriloae le va duce mai departe. Același lucru, să știți că se întâmplă și la nivelul județului. Domnul Mugur Cozmanciuc este o persoană foarte dinamică, este o persoană foarte receptivă și este prezent când te aștepți și când nu te aștepți în orice colț a județului. Merge, discută, se întâlnește cu oameni, cu oameni care vin din mediul rural, cu oameni care vin din mediul urban, cu oameni care vin din lumea bisericii, cu oameni care vin din lumea mediului de afaceri, cu oameni care vin din societatea civilă, reprezentanța profesioniștilor pe diverse domenii de activitate. De aceea, domnul președinte Mugur Cozmanciuc deja are o viziune foarte clară și bine conturată asupra dezvoltării județului Neamț, profesionalizând, dacă vreți, în accepțiunea echipei, în accepțiunea domniei sale, această funcție de președinte de Consiliu Județean. Trebuie să se termine odată cu conducerea heirupistă, doar pe interes, doar propagandistic și politicianist, care converge doar pe interes propriu, așa cum o face actualul președinte Ionel Arsenie. Trebuie să înțelegem că intrăm într-o lume modernă, intrăm într-o lume care își dorește foarte mult dezvoltarea, modernizarea, dar în același timp și respectul. Întrebați dumneavoastră primari și din Partidul Național Liberal și din Partidul Social Democrat, atunci când sunt chemați la Consiliul Județean, cum intră cu capul plecat precum ghiocelul, sunt puși la punct dacă îndrăznesc să aibă un punct de vedere. Nu mi se pare corect. În Partidul Național Liberal există o masă de dialog, există o masă de dezbateri, își spune fiecare cuvântul, avem și contradicții, avem și puncte de vedere diverse, dar în momentul când ajungem la un punct comun, l-am hotărât și cu toții îl respectăm și îl ducem mai departe. Așa mi se pare corect, fiecare om trebuie ascultat, fiecare om trebuie să-și expună punctul de vedere, dar odată asumat de echipă un proiect, o viziune,
atunci trebuie respectată și împreună cu toții să sprijinim să o ducem mai departe. În acest sens, domnul președinte Mugur Cozmanciuc, care a lucrat și în administrația locală și în administrația regională, în deconcentrate ale statului, este parlamentar de ani de zile, vicelider a Partidului Național Liberal, un om care cunoaște foarte bine sistemul administrativ și local și național, un om implicat pe toate palierele politice, cel puțin din punctul de vedere al oamenilor de bună credință, eu consider că este cel mai bun candidat pentru funcția de președinte a Consiliului Județean. La fel cum domnul Leonard Achiriloaei, prin pregătirea pe care o are, 3 mandate la rând, lider al grupului consilierilor municipal PNL de 10 ani, director economico-financiar al spitalului, a preluat spitalul cu 10 de miliarde de datorie, l-a dus pe plus cu toate secțiile modernizate și aici domnul președinte a subliniat foarte bine că și-ar dori și spitalul județean să atingă nivelul de standardizare și modernizare a spitalului din Roman. Nu punem sub îndoială că în spitalul județean nu sunt oameni de calitate și oameni buni, dar dacă lucrurile se fac pe interese, dacă lucrurile nu merg într-o dezvoltare armonioasă, echidistant distribuită, să-ți încurajezi oamenii care lucrează acolo, atunci apare lehamitea, apare un pas în lateral, apar oameni care devin dezamăgiți și sigur actul medical în ansamblu, atât la nivelul de infrastructură medicală, la nivelul de act medical în sine, la nivelul de management și administrativ și administrativ, scade ca impact pozitiv pentru această activitate foarte importantă. Vedeți pe ce trecem cu toții sănătatea. Această pandemie ne-a demonstrat cu toții că lumea nu a fost pregătită pentru așa ceva. Suntem într-un război. România, lumea este într-un război cu un inamic invizibil, dar foarte periculos. Zi de zi căpătăm mai multe informații și suntem îngroziți de ce poate să facă acest inamic invizibil. Toate aceste lucruri trebuie să conducă la o profesionalizare, la o dezvoltare, la o sistematizare, astfel încât să nu mai putem fi luați pe nepregătite și lucrurile să funcționeze mai departe. Eu spun că cei 2 colegi prezenți aici, domnul Mugur Cozmanciuc pentru președinția Consiliului Județean, domnul Leonard Achiriloaei pentru primăria municipiului Roman, și pun mâna pe inimă că zic zău, să credeți zău că sunt cei mai competenți, cei mai buni, nu pentru că sunt colegii mei, pentru că știu ce determinare au, pentru că știu cum se implic atunci când au o problemă. Nu iau problema și dacă văd că e greu de rezolvat, să zic că, ei, lasă, cum mai vedem, lasă-o deoparte. Nu, au această ambiție și au această determinare de a merge până la capăt și să găsească o soluție pentru acea problemă. De astfel de lucruri avem noi nevoie. Vă aduceți aminte și discuțiile care au fost cu casa Sergiu Celibidache, pe care tot și-o asumat domnul Arsenie. Într-adevăr, a preluat-o la Consiliul Județean pentru că atunci era la guvernare PSD. Dar din păcate a înghețat, disonson centimetri gheață la mal. S-a blocat și punct. În timpul guvernării PNL a fost deblocat. În timpul guvernării PNL a fost introdusă în PCTE pentru analiza indicatorilor tehnico-economici. În timpul guvernării PNL au fost analizate în Comitetul Tehnico-Economic indicatorii tehnico-economici și aprobați. Ordinul de ministru a ministrului PNL a semnat aprobarea acestei investiții și de asemenea administrația PNL centrală guvernamentală a scos la licitație acest proiect. Vorbim pe fapte și pe date. Ne uităm și ne dăm seama cu adevăr. E ușor să spui lucruri, să îmbrobodești oamenii. Întotdeauna trebuie să spui adevărul, pentru că minciuna o uiți și, cum să spun, adevărul merge până la capăt. Dar minciuna are picioare scurte și te împiedești la un moment dat și ai să cazi cu nasul direct în ea. De aceea spun că domnul Achiriloaei pentru primăria municipiului Roman, un om de caracter, un om responsabil, cu o familie curată, corectă, un om asupra căruia nu planează niciun fel de bănuială pe lege, pe morală, un om care a demonstrat deja în locurile în care a lucrat, domnul Mugur Cozmanciuc, implicat în activitatea parlamentară, implicat în activitatea administrativă, implicat în activitatea politică a județului, a fost unul împreună cu mine din susținătorii acestui program a 8 și să știți că ne-am bătut puternic și în Parlament și în mediul societății civile, astfel încât, pentru că au fost și oameni, sunt oameni care au viziune și înțeleg, dar au fost și oameni care spuneau ce trebuie mie autostradă, când am să merg eu pe ea. Nu e vorba dacă merge X sau Y pe ea, e vorba ce poartă deschide către Europa, către vest, și atunci investițiile altfel vor ajunge în zonă. Eu îi recomand cu toată căldura și chiar cred în ceea ce vă spun. Că ați adus vorba, domnule deputat, de primarii care vin la Consiliul Județean cu capul plecat, în fine, ca ghiocei, ca funcție de conducere atât președintele Consiliului Județean cât și primarul, presupun că au datoria să-i asculte pe ceilalți, dar la final responsabilitatea le revine și atunci presupun că e o greutate destul de mare să spui, bun, ok, îi ascult pe toți, iau în seamă, hai să fac cum zic ei, dar responsabilitatea toată mea aparține mie și dacă ăia gândesc greșit.
Știți cum a fost? I-a ascultat pe toți și a făcut cum a vrut dânsul. A dat numai pe criterii politice, a dat doar unde a avut interese cu anumite firme care erau deja cuplate la banii bugetului local și unde există cumătrii și prietenii. Acest lucru s-a întâmplat. Hai să facem lucrurile corect, onest, licitații libere, nu ștrangulate. Haideți să facem lucrări importante pentru fiecare comunitate. Pentru că eu vă spun așa, da? Ce vină are comunitatea de ale Tămășeni? Că e o comună de lângă noi aici, o comună frumoasă, dezvoltată, în care avem primar liberal, că a fost vitregită la fiecare distribuire de fonduri și, de exemplu, către comunitatea de la Uniceni, unde s-au dat sute de miliarde de lei, unde și acolo sunt oameni și aici sunt oameni. Ba mai mult, și Tămășeni au fost oameni care au votat cu PSD-ul. Că au fost mai mulți care au votat cu PNL-ul pentru că au o altă viziune. Asta e alt lucru. Dar unde e respectul tău față de comunitate? Din păcate n-a existat. Aici vrem să schimbăm paradigma județului. Luați un exemplu, scuzați-mă. Și să-l lăsăm după pe domnul Achiriloaei, pentru că e foarte important să prezinte și să-și prezinte proiectele în formula în care suntem într-o echipă. Într-o echipă puternică, unită, și care, indiferent de context, are un singur deziderat, ca față de cetățeni să fim corecți. Asta este cel mai important lucru pe care îl urmărim. Și ați spus un lucru față de responsabilitate. Cred că în momentul în care vorbim despre responsabilitate, trebuie să avem responsabilitatea și împlinirea ca ceea ce decidem pentru toată lumea în mod corect și principial, după niște lucruri clar asumate și transparent. Uitați că s-a vorbit despre cheltuirea banului public și modul în care se fac alocările. Legea spune foarte clar. În momentul în care faci o alocare de la bugetul Consiliului Județean, faci pe criterii de suprafață, populație și, dacă vrei, mergi mai departe, pe criterii economice, pe gradul de colectare pe care îl ai din acea comună. În momentul însă în care faci un abuz și iei de la o comună mare, cum este Tămășeni, Cordun, Dumbrava, banii pe care îi merită ei ca să-i dai la niște comune mici, acel abuz măcar trebuie să fie bine primit în comunitate și la nivel de județ. Dacă o să mergeți, cum a spus, că este Oniceni, că este Stănița, că este Gâdinț, nu o să vedem că acolo a crescut nivelul de trai al oamenilor. O să vedem aceleași probleme. Nu este apă canal în acea comunitate, apă canal concurentă. Degeaba dăm noi cu... Nu dăm noi, dau, a încercat cineva să dea cu cisterna, cu dezinfectant pe stradă. Dacă omul nu are în casă apă și canal, nu putem vorbi despre igienă și putem vorbi despre condiții la care trebuie să ne raportăm în anul 2020. De aceea, spunându-vă, noi vorbim despre respect pe care vrem să-l avem în mod clar față de toată lumea și despre niște principii asumate transparent prin legile existente. Unde voiam să ajung, de fapt, cu întrebarea, domnul Achiriloaei, la dumneavoastră voiam să ajung și mă bucur că mi-ați predat ștafeta cumva. Vorbeam de responsabilitate și unde voiam să ajung, de fapt, este că primarul în sine are responsabilitatea, dar se bazează pe o echipă întreagă în spate care să-i confirme că ce va semna va fi corect la final, nu? Și aici ajungem la dumneavoastră și la echipa pe care o veți... Sigur, responsabilitatea și vizibilitatea primarului este cea mai mare în comunitate și de aceea orice decizie se transpune ca fiind decizia primarului. De aceea eu prima dată vreau să vă spun că sunt foarte bucuros că fac parte din această echipă dedicată și de profesioniști. Oameni care vin cu experiențe și în administrația locală și experiență profesională, așa cum spuneam, și pot face ca lucrurile să se miște într-o direcție bună. Noi ne dorim foarte mult ca orașul Roman să meargă pe un drum ascendent, să devină, așa cum am spus de fiecare dată, un oraș modern și dezvoltat. De aceea, pe lângă faptul că vom menține acea linie pe care am promis-o chiar din 2008 și care a fost transpusă în acea strategie de dezvoltare, înseamnă proiecte pe care noi le-am asumat, proiecte cu care vom veni și care vor contribui la dezvoltarea orașului și nu numai a orașului. Vedeți, cum spunea și domnul președinte Mugur Cozmanciuc, pe noi ne interesează dezvoltarea integrată a județului. Sigur, ca și primar mă interesează în primul rând comunitatea, dar comunitatea nu se poate dezvolta de una singură. De aceea, cel mai important este această colaborare corectă și în spiritul oamenilor, în spiritul dezvoltării comunității din care provii. Și atunci este foarte bine să avem această viziune, că sănătatea
ne privește pe toți și atunci cum punem pacientul în primul rând și la Spitalul Roman, așa trebuie să fie și la Spitalul Județean Piatra Neamț. Spuneam în anumite intervenții ale mele că am avut propuneri la nivelul Consiliului Județean Neamț de a avea o abordare corectă și echidistantă față de alocările de fonduri în domeniul sănătății. Dar aceste lucruri s-au izbit de un zid. Nu am fost ascultat, iar bineînțeles fondurile au fost direcționate așa cum au fost direcționate. Nu poți lăsa investițiile în sănătate, partea de dezvoltare din sănătate, fără să vii să o sprijini corect și fără interes. De aceea, noi credem că ceea ce propunem noi astăzi romașcanilor, ceea ce propunem cetățenilor din județul Neamț este o abordare corectă și tocmai în acest spirit. Vom veni și vom prezenta la fel proiecte pe sănătate, proiecte pe ce înseamnă infrastructură de apă și canal, proiecte care privesc învățământ, proiecte care privesc mediul economic. Toate acestea venind să contureze strategia noastră de dezvoltare și modul cum privim noi și cum vrem să dezvoltăm societatea și direcția în care vrem să o ducem. Sigur că totodată trebuie să fim suficient de convingători și suficient de bine ancorați în realitate pentru ca și romașcanii, pentru ca și nemțenii să vadă că au în noi, au alături, sunt alături de oameni competenți și oameni dedicați. Mă întreabă și primim pe pagina noastră de Facebook mai multe mesaje, pentru că acum, odată cu începerea asta luptei electorale, a început și lupta opiniilor. Și știți că toată lumea se pricepe la fotbal și la politică. Toată lumea se pricepe la fotbal și la politică, da? Și opiniile sunt evident pro și contra. Nu toată lumea pot, băi, sunt numai cu PNL-ul sau sunt numai cu PSD-ul sau sunt numai cu USR-ul. Sunt oameni și oameni, da? Și sunt foarte mulți care ne întreabă: domnul Leonard Achiriloaei până acum a vorbit cel mai mult despre sănătate, despre Spitalul Municipal Roman. Că are proiecte acolo, are un proiect de suflet, sigur, că ține la el foarte mult. L-ați explicat de mai multe ori proiectul ăsta. Și ne întreabă oamenii, alte proiecte nu sunt? Sigur, pot și au dreptate, dar faptul că am fost implicat 10 ani în această activitate de sănătate, clar, este normal să fii atașat. Dar așa cum v-am spus, sunt și alte proiecte pe care noi le avem în vedere. Și dacă vreți să detaliez, m-aș opri acum la un lucru foarte important care privește modul în care cetățenii sunt respectați, în care au condiții de trai decente, și m-aș referi aici la ceea ce înseamnă utilitățile de apă și canal, care considerăm noi că trebuie să fie constante, să fie alocate într-un mod decent, pentru că nu pot să fie în România anului 2020 și să ne trezim că nu avem apă sau că rețelele sunt praf. Și aici avem mai multe abordări. Știm cu toții că, din păcate, în Roman am suferit de acest lucru, de faptul că nu am avut apă suficientă și rețelele noastre sunt așa cum sunt. Vom face în continuare, vom demara în continuare acele negocieri, vom redeschide acele negocieri de transfer către Apa Vital Iași. De ce vă spun acest lucru? Noi dorim prima dată să avem aceste utilități asigurate și totodată să avem și la un preț corect și un preț decent și să putem avea și un dispecerat la dispoziția romașcanilor 24 de ore din 24. Nu vi se pare ciudat că în 2020, abia acum vedem chestia asta ca pe normalitate, trebuia să fie un dispecerat de 10 de ani? Nu vedeți dumneavoastră la că... La cel permanent nu s-a dorit. Știți unde este ciudățenia? Vă rog. Scuzați-mă că intervin. Este inadmisibil ca la nivelul județului să există o societate, că este o societate, a Consiliului Județean, care în anul 2020 nu are rezolvată problema esențială pentru care ea funcționează, să furnizeze a cetățeanului, consumatorului, apă. Este inadmisibil. E ca și cum dumneavoastră ați avea aici televiziune, dar nu aveți o singură problemă rezolvată. Spațiul de emisie, să ne vadă cineva. Da. Așa. Asta este problema esențială. E ca și cum mai merge într-un magazin de pâine, dar ei nu au niciun contract cu nicio brutărie. Da. Este inadmisibil. Iar acest lucru este o dovadă de lipsă de management, de lipsă de viziune, ca să nu folosesc alte cuvinte. Dar mai mult decât atât, există suspiciunea rezonabilă că s-a urmărit intenționat acest lucru ca un privat să pună mâna pe această societate a județului. Pentru că atunci când pui mâna pe astfel de afacere în care vinzi apă tuturor, ce poate să fie mai bănos? Corect. Și lucrul acesta s-a urmărit văduvind, prejudiciind oamenii.
că vorbim de roman, unde se întâmpla poate înainte de sărbători sau în alte momente ale anului, că e 4 zile, că e 10 zile, criză de apă. Este inadmisibil. Asta nici în perioada lui Ceaușescu nu se întâmplă. Așa e. Pentru că atunci, dacă se întâmplau niște lucruri, nu de genul ăsta, erau de genul de a face o raționalizare a cheltuirii pentru alte considerente economice, dar nu din cauza că nu știau să dea drumul la robinet. Nu, pentru că atunci cineva răspundea. Și atunci cine răspundea, răspundea dur. Este inadmisibil ca același lucru să se întâmple în Piatra Neamț. Dar totul a fost parte concepută ca și strategie pentru ca treptat să scadă valoarea de piață și să vină cineva să o cumpere. De asta vă spun. Uitați-vă că a spus aici domnul Achiriloaei despre apa vitală. Este o societate tot a statului, a Consiliului Județean. Dar acolo a existat un management cu viziune care au zis, eu vreau să fac un operator regional. Regional nu înseamnă doar județul Neamț, ei s-au extins și Republica Moldova. Adică au zis, vreau să fiu în competiție cu orice agent privat. Resursele statului trebuie să fie ale statului. Nu ceea ce au vrut să facă la Consiliul Județean, și de asta am spus suspiciunea rezonabilă, până acum, administrația PSD, indiferent de nume. Scuzați-mă. Nicio problemă. Nu, dar acum mi-a ridicat altă întrebare. Am să continui acest demers pe care vi-l prezentam mai devreme. De ce? Pentru, fiind o problemă foarte importantă, am analizat-o cu mare atenție și faptul că această companie județeană APASERV nu mai e în stare să mai facă investiții necesare a dezvoltării și a infrastructurii și a livrării în condiții optime a apei potabile, ne face să ne gândim că cea mai bună soluție este o altă companie, să mergem alături de altă companie. Vreau să vă spun că în discuțiile care le-am avut de când sunt ministrul secretar de stat la București cu reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene, cei care gestionează proiectele de infrastructură mare, POIM, așa numit POIM, vreau să aduc în atenție faptul că singura companie care în momentul de față nu mai are asistență tehnică pentru întocmirea proiectului tehnic de dezvoltare este compania județeană APASERV, care a reziliat acest contract de asistență tehnică. Ce înseamnă acest lucru? Nu numai că nu voi mai putea trimite proiectul în analiză la Comisia Europeană pentru a primi fonduri de dezvoltare, ci tu ești pe nicăieri. În momentul de față, atât APA Vitalul, cât Raja Constanța, compania din Cluj, sunt deja pe ultima sută pentru semnarea contractului de finanțare pe acest POIM pentru a dezvolta infrastructura de apă și canal. Vă dați seama că infrastructura, deci noi de la compania județeană APASERV nu ne mai putem aștepta la acest lucru. De aceea, dacă noi vrem să dezvoltăm pentru ca acest proiect să poată, pentru ca aglomerarea Roman să poată intra într-o perioadă de dezvoltare, trebuie clar să fim într-o companie care are proiecte în aprobare, cu care putem dezvolta și implementa un astfel de proiect. Sigur, acest proiect trebuie să vină clar aplicat pe zona Roman. Avem nevoie de o sursă de apă suplimentară de suprafață, că sursa care o avem acum nu este suficientă. Și pentru acest lucru avem analiză și propunere de a veni din acumularea Moldova, de a crea o sursă suplimentară de apă de suprafață. Mai avem nevoie de un rezervor care va trebui să fie suplimentat tot prin acest proiect POIM, care să vină tot în zona rezervorului de la Episcopia Romanului și sigur încă unul va mai fi nevoie la intrarea în Roman la Castelul de Apă pentru a asigura rezerva de apă și distribuirea în municipiul Roman. Dar asta totodată cu rețeaua revigorată, înlocuită și pusă la punct. Pentru că altfel degeaba faci noi captări dacă rețeaua este degradată. Și acest complex de lucrări trebuie să le avem în vedere pentru a putea furniza și pentru a avea condiții corecte de furnizare a apei. Astea nu sunt lucrări care se vor face în 2 săptămâni sau 3 sau 1. Categoric că nu. Ani, sigur, durează ani, dar noi deja am pierdut câțiva ani pentru că acest proiect POIM este cu deadline-ul 2020. Deci până la sfârșitul anului contracte de finanțare trebuie semnate pentru ca lucrarea să poată efectua până în 2023. E clar că APASERV nu va mai putea beneficia de această etapă de finanțare. Deci este singura companie din țară care nu are în momentul de față o realizare în ghilimele, dacă putem spune așa. Din păcate, tot suferim de această incompetență care a fost la nivelul companiei și vedeți, Roman în primul rând suferă de această
și nu putem să lăsăm lucrurile să rămână în acel. Acum, ca să vă zic drept, văzând ultimele mișcări pe scena politică, înțelegem de ce s-a cam pus Batista pe țambal pe această negociere cu Apa Vital și văzând că fostul edil este alături de pe panourile electorale de alt edil, ne-am dat seama de ce nu au mai fost făcute aceste demersuri mai departe. Dar vă asigur că lucrurile acestea le vom relua. Deja am avut discuții cu noul director al Apa Vital, domnul Doruș, și m-a asigurat că are toată deschiderea și va veni alături de noi, și domnul președinte Mugur Cozmanciuc m-a susținut foarte mult în acest demers și pentru asta îi mulțumesc, știind că problema cu apa este o problemă foarte importantă și care trebuie rezolvată obligatoriu. Spuneți-mi, vă rog, ați vorbit cu romașcanii, domnul Achiriloaei, ați vorbit, ați luat legătura cu destui romașcani, ca să îmi puteți spune cam ce dorințe ați identificat ale romașcanilor, ce ar trebui de schimbat, ce ar trebui îmbunătățit în momentul ăsta, și nu vorbim din punct de vedere politic sau din punct de vedere al edilului, ci din punct de vedere al cetățeanului normal, plătitor de taxe și impozite. Ce își dorește omul? Sigur, de fiecare dată când mă întâlnesc cu romașcanii, fiecare are abordarea lui, dar așa cum cred eu și cum am văzut, în primul rând romașcanul vrea, în primul rând, respect. Să vadă că noi îl respectăm și îi ascultăm dorințele și ceea ce dorește el, putem și vrem și le și facem. Cred că sunt lucruri pe care romașcanii le văd și le doresc imediat în proximitatea lor, o zonă de confort, o zonă în care să aibă zone de liniște, zone de, o zonă deschisă cu mobilier urban adecvat, o zonă de spații vers, zone transport local adecvat și constant. Sunt lucruri care le doresc imediat în orice clipă, dacă îi întreba. Sigur, totodată doresc ca autoritățile locale, instituțiile locale să fie lângă cetățean, în sprijinul lui, nu să fie un fel de bau-bau. Aici mă refer atât la primărie, atât la toate direcțiile din subordinea primăriei, cât și la poliția locală, care trebuie să fie așezate într-o altă paradigmă, trebuie să punem pe primul loc cetățeanul, interesul cetățeanului, și nu să fie, domnule, când vede poliția locală pe stradă, să zică, domnule, am văzut bau-bau. Nu, trebuie să-l vadă, poliția locală trebuie să fie privită ca un prieten al cetățeanului, trebuie să fie un sprijin și o instituție care să protejeze cetățeanul. De aceea, aceste lucruri le vom avea în vedere clar în perioada mandatului meu. Dacă ne întoarcem puțin și la partea de județ, e o dilemă, nu e dilemă, cum să-i spun, e un fel de bătaie psihologică între Roman și Piatra Neamț. A fost întotdeauna, nu trebuie să ne ascundem după dege, toată lumea o știa, Republica Roman și ăia de la Piatra Neamț. Domnul deputat Cozmanciuc, mereu s-a văzut, nu știu dacă dumneavoastră sunteți la curent cu povestea asta. Sunt foarte la curent de la început. E momentul să se oprească chestiuța, parcă suntem Brăila cu Galațiu. Vedeți, numai acolo mai e povestea asta. Vedeți, tocmai aici e paradigma care trebuie, bineînțeles, și oprit. Cred că acest război psihologic, că vorbim, ca să până ajungem la Roman, Piatra Neamț, Brăila, Galați, cred că acest război psihologic trebuie oprit și cred că dimensiunea viitoare trebuie să fie într-o dezvoltare durabilă metropolitană. Că vorbeam de Brăila, Galați. Fiecare din cele două entități administrative sunt entități construite și dezvoltate după un concept de a crea dezvoltare economică, locuri de muncă. Acolo, la un moment dat, problema va fi gestionată de cei în cauză, vor fi soluții. Dar revenind aici, a existat întotdeauna o rivalitate despre care se știe. Județul Roman sau zona Piatra Neamț. Dacă este să analizăm încă din hrisoavele istoriei, descoperim că aici a fost prima arhiepiscopie înființată de Alexandru cel Bun, dacă nu mă înșel și nu greșesc. Corect. Dacă nu mă înșel și nu greșesc, și Ștefan cel Mare a avut un cuvânt de spus în momentul în care a făcut la Piatra Neamț sau la Tazlău niște ctitorii. Dacă acei oameni, la cele vremuri, au înțeles logica locului, cred că noi suntem nu datori, obligați să înțelegem viziunea, că și atunci era una integrată. De aceea vă spun că este Roman, că este Piatra, că sunt alte localități din județul Neamț, Târgu Neamț, eu consider că viitorul va fi a unor dezvoltări mari. Dacă mergeți în Paris, în München, în Stuttgart,
nu vă dați seama când intrați în localitate și avem mult de mers până ajungem în centru. Fie că intrăm de pe autostradă sau de pe alta, avem în stânga și în dreapta dezvoltări industriale, parcuri industriale, da. O gândire. De în alte direcții, dezvoltări rezidențiale, un alt tip de gândire și un alt tip de filozofie. Și mergem uneori și câte 30 de kilometri. La Madrid, dacă mergi, mergi 100 de kilometri până intri, așa ajungi în centrul Madridului. Și tot mergi prin suburbii, suburbii, suburbii. Care suburbii nu înseamnă uneori și localități administrative cu primării, cu bani de cheltuit. Ci înseamnă doar gândiri. Județul Neamț în sine, acum, este privit ca un județ. Dar cred că nu va dura mult și dacă nu vom înțelege acest lucru, județul Neamț în sine va trebui privit ca o zonă metropolitană, ca o formă de dezvoltare în care zona Roman are clar geografic o așezare care va trebui valorificată pentru dezvoltarea economică de un anumit nivel. Da. Zona Piatra Neamț va trebui valorificată pentru o dezvoltare economică de un alt nivel, cu spații rezidențiale în care să se poată crea și parcuri rezidențiale pentru industrie creativă și inovativă, IT&C și alte forme de industrie creativă și inovativă, în care să vină absolvenți de facultăți, vin multinaționale și creează cartiere și se lucrează de la distanță pentru multinaționale, ceea ce se întâmplă și acum. Zona Târgu Neamț a fost construită de la început în hrisoavele istoriei ca o intersecție de drumuri pentru comerț. Lucrul ăsta s-a întâmplat, dar a fost cu amprenta istoriei care trebuie valorificată. Vorbim mai departe de un turism, un turism integrat. Și dacă privim județul Neamț în forma aceasta, nu contează orgolul dintr-o comunitate sau din alta, pentru că toți, când vor trage linii, vor trăi bine. Că, de fapt, interesul este următorul. 1. Când tragi linii la sfârșitul lunii, să ai un salariu corect, bun și apreciat pentru munca pe care ai depus-o și cu care să-ți poți permite să-ți duci o viață normală. 2. Să ai un acces facil la autorități, care nu înseamnă să faci kilometri dintr-o parte în alta, ci poți să dai prin online sau autoritatea să-ți vină aici, exact. Prin descentralizare. 3. Să știi că ești în permanență cu siguranța cetățeanului, indiferent oriunde ești, în permanență în liniște. Și de asta nu cred că trebuie generate acele fronturi ale orgolilor, așa. Care este mai puternic, care este mai puțin puternic, ci cred că cele două zone care sunt principalii piloni trebuie să fie pilonii care să tragă și alți piloni din județ. Pentru că dacă mergem la Rosnov, o să constatăm că este un oraș mai puțin dezvoltat decât o comună din zona Roman. Și atunci o să ne întrebăm, vrem că aici să trăiască mai bine și acolo să fie mai puțin bine, care va genera de acolo o influență negativă la un moment dat, pentru că dacă undeva este sărăcie, clar apare o influență. Așa e. Sau avem obligația să creștem nivelul prin educație, prin investiții. Dacă mergem într-o altă zonă, nu știu, alegeți dumneavoastră care o să vreți, o altă localitate, o să vedeți că încă sunt comunități care, v-am spus, nu au apă, canal, nu au toaletă în casă. Noi trebuie să privim integrat. Și atunci vom vorbi despre dezvoltare. Și de asta, întrebându-mă dumneavoastră despre Roman versus Piatra, Piatra versus Roman, este doar o retorică care nu face decât să alimenteze niște orgolii, dar care, dacă sunt introduse într-o zonă de rivalitate între cele două comunități, au pierdut ambele. Cele două comunități și tot județul în sine trebuie să fie privit ca o entitate care va fi bastion în Moldova și la nivel național pentru a avea pe aici culoare de autostradă, pentru a avea acces facil la aeroporturi, pentru că a avea acces facil la terminal cargo, asta înseamnă export sau import rapid și la prețuri bune. Și atunci vom vorbi despre dezvoltare. Cred că va trebui să ieșim și din logica în care vorbim despre oameni. Dacă mergem în Bavaria, nu știm și nici cei care locuiesc acolo, cine e președintele landului. Dar ei au, pentru că pe ei interesează să funcționeze statul, nu numele. De fapt, în Viena sau în Austria, când a fost Sebastian Kurz ales, la 31 de ani, tânăr, cei care l-au ales nu-l știau, nu-l văzuseră. Nu era importantă fizionomia omului, nu era important numele. Știau că este un proiect despre care se vorbește. Și au poziționat bine Austria. Ca să revin puțin la... A zis o chestie foarte, foarte interesantă și anume că...
Se micșorează cumva distanțele pentru că oamenii vor reuși să aibă accesul la online, la anumite servicii și la anumite... legat de povestea asta, se vorbește de mulți ani și romașcani au cerut de mulți ani aducerea serviciului pașapoarte la roman, poate un servis rar, cum se numește? Se va decentraliza și mă iertați, o să vă descrie și domnul deputat Leoreanu, pentru că sunt demersuri făcute unitar de Colegiul Partidului Național Liberal și se va da ordine de ministru în acest sens, vă rog, dacă este ca să, da, există să nu intervin așa pe este, teritoriul confirm. Pe teritoriul nu, că romanul e și pe teritoriul județului, nu, pe teritoriul casei dumneavoastră, mă refer ca și calitatea dumneavoastră de membru al Comisiei de Administrație și Ordine da, publică, mulțumesc. Și pe faptul că știți cum este, fiecare trebuie să o ia cu ceea ce a început, că dumneavoastră ați venit cu această idee. Da, este adevărat că am dorit și dorim și în continuare vom face demersul pentru a finaliza un centru de eliberare pașapoarte la roman, un centru ne dorim de eliberare cărți de identitate, avem deja, și vrem și un centru de eliberare a permiselor de conducere. Dorim să facem și plus un punct vamal la roman. Pentru aceste lucruri au început deja demersuri, ca să fim corecți și să spunem adevărul, a venit pandemia. Da. Și lucrurile au intrat într-o analiză mai profundă, iar în perioada imediat următoare după alegeri ne vom preocupa că aceste lucruri să funcționeze concomitent cu ceea ce spunea și domnul președinte Mugur Cozmanciuc mai devreme și anunțase foarte bine domnul Leonard Achiriloaei privind Smart City. Digitalizarea, adică fiecare persoană să poată avea acces la propriul său cont, la propria sa situație financiară, la propria sa situație juridică, la rolul pe care îl are în primărie, să poată să facă plăți. Este o chestie care deja devine de bun simț pentru anul în care trăim. Eu cred că aceste lucruri trebuie să se miște foarte repede. Avem un proiect în implementare la Primăria Roman Poca, pentru care să știți că au existat opinii diverse de a se aborda sau nu. Eu am susținut foarte mult să se facă, pentru că acel proiect era gândit încă de când eram primar. El în momentul de față este în fază incipientă, dar lucrurile vor merge și avem nevoie să creștem și calitatea profesională a oamenilor. Oamenii sunt de bună credință, dar tehnologia, digitalizarea se mișcă foarte, foarte repede și de foarte multe ori simțim cu toții că pe anumite elemente de structură, pe anumite noțiuni de profesionalism, rămânem un pic în urmă și avem nevoie, așa înainte se spunea, înainte de timpul lui Ceaușescu, de reciclare. Sună oarecum nu foarte uman, că reciclarea se referă în primul rând la materiale, da. Dar putem vorbi de o redimensionare a cunoștințelor, de împrospătarea lor, de a veni pe noile tehnologii, astfel încât să operăm mult mai repede, mult mai comod și pentru cetățean, dar și pentru instituțiile publice. Interconectarea instituțiilor publice pentru un soft generalizat care poate să le absorbă important, pentru că, vedeți, aici PSD-ul iar a lucrat fracturat și neprofesionist. A ajutat să se implementeze un soft pe evidența, vorbesc la nivel național la persoanei, un soft pe ceea ce înseamnă evidența pașapoartelor, un soft pe ceea ce înseamnă eliberări de documente în cadastru și așa mai departe. Încât aceste softuri care ar trebui să fie interconectate, când încep să le pui, nu se pupă unul cu altul. Și atunci se creează sincope în lucru și ajungem tot la hârtia cu ștampilă și cu semnătură și cu statul la cozi. Ei, acest lucru trebuie să-l eliminăm din viața noastră de zi cu zi și în discuțiile pe care le-am avut domnul Leonard Achiriloaei, ne dorim foarte mult ca Smart City să devină un fapt și nu doar un deziderat, pentru că vorbim doar de softuri. Primăria, să știți că are dotări din punct de vedere a echipamentelor foarte bune, dar la nivelul de softuri cred că încă mai trebuie lucrat, trebuie văzut despre ce e vorba și aici cred că o să vă dezvolte domnul Leonard Achiriloaei legat și de învățământ, pentru că iată se apropie anul școlar și stăm într-o situație pe care am avut-o iar cu o surprindere și noi și întreaga lume. Și trebuie să gătim soluții ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple. Am discutat aseară cu niște părinți care au copii de clasa a 5-a și așteaptă cu destulă emoție și cu destul stres începerea anului școlar. Spuneam că nici nu știu ce să facă, să-și trimită copiii la școală, să nu-i trimită. Va începe școala în mod clasic, va începe parțial clasic pentru distanțare socială, va începe online, digitalizat. Deci sunt lucruri care preocupă oamenii. Ori Primăria Municipiului Roman trebuie să se preocupe să asigure o rețea informatizată, o rețea care să permită pe două platforme interacțiunea între elevi,
și elevi cu profesori și pe o platformă interacțiunea între profesori. Să reprezinte și un sistem de comunicare, un sistem de formare continuă, un sistem de dobândire de competențe adaptate la noile tehnologii. Primăria trebuie să facă acest lucru pentru că nu este indiferent ce se întâmplă cu copiii noștri. Și suntem implicați și am discutat mult cu domnul Leonard Achiriloaei, care a venit cu această idee, plecând și de la informatizarea spitalului, unde avem lucruri foarte frumoase realizate cât a fost acolo director și așa are o preocupare și aici, în acest moment. Sigur că da, este absolut necesar ca tinerii, elevii să poată să-și desfășoare activitatea în siguranță și să putem asigura, chiar dacă de la Ministerul Sănătății, de la Ministerul Învățământului va veni un sprijin și vor fi anumite dotări, sigur, acestea nu vor putea acoperi toată plaja de nevoi și de multe ori infrastructura la nivelul unităților școlare nu este cea mai bună și aici trebuie să lucrăm foarte mult și aici avem nevoie de rețele competitive, aici avem nevoie de dotări pentru care profesorii se poată pregăti, să poată intra în relaționare pentru a asigura în cele mai bune condiții posibilitatea transmiterii și informației către elevi. Asta va fi clar o prioritate a noastră și nu numai din punct de vedere al învățământului, dar și pentru protecția copiilor în perioada imediat următoare. Lucru care îl vedem și într-un alt plan, atât în zona școlilor ne dorim și nu numai, cetățenii ne-au solicitat acele extinderi de a rețelelor de supraveghere cu camere, pentru că, vedeți dumneavoastră, siguranța este unul din obiectivele prioritare ale noastre și nu numai ale noastre, și ale romașcanilor. Dorim ca această extindere a fibrei optice și montarea de cât mai multor camere, în special în zona școlilor, dar și în zone sensibile, cum este intrarea în Spitalul Municipal de Urgență Roman, anumite zone pe care noi le știm că sunt cu probleme. Mici probleme, da, sau mai mari. Cu mici sau mari probleme. Da. Tocmai pentru siguranța romașcanilor este absolut necesară extinderea acestor rețele și totodată extinderea dispeceratului la nivelul poliției locale, care va trebui și redimensionat pentru a putea monitoriza și a avea sub control întreaga plajă și ceea ce dorim noi să facem, extinderea aceasta se poate face clar printr-o redimensionare a dispeceratului și, nu în ultimul rând, o nouă abordare, așa cum v-a spus, a atitudinii poliției locale și ea trebuie să fie mereu alături de cetățean, să-l îndrume și nu să fie doar o autoritate care, în primul rând, dă amenzi, ci o autoritate care îndrumă și este mereu alături de noi. O mică întrebare, revenind la povestea cu școala, pentru că mi se pare importantă. Când s-a stabilit, în ce greabă? 14 octombrie? 14 septembrie. 14 septembrie. Septembrie. 14 septembrie. Și pe 27 cineva va fi primar. Se trezește aruncat brusc deodată într-un sistem la care n-a avut acces. Nu se trezește aruncat brusc, tocmai pentru că vine din administrația locală, vine din calitatea de consilier local, știe situația din școli, s-a preocupat de tot ce înseamnă probleme de sănătate și învățământ și atunci tocmai aici ați atins un punct nevralgic. Față de alți candidați, este omul care preia din mers și duce mai departe și proiectele și sistemele și mecanismele de funcționare, astfel încât să nu se simtă această intrare. Știți exact ca trenul, cum vine, schimbam acazul, călătorii nu simt. La fel și cetățenii nu trebuie să simtă, trebuie să vină un om competent, foarte serios, foarte aplicat și în acel moment lucrurile vor merge într-o continuitate și va putea asigura ordinea, siguranța și confortul cetățenilor. Ok, dar până în momentul ăsta n-a fost posibilitatea și nici nu se putea face, cred că, o întâlnire cu directorii de unități de învățământ. Ba da, s-a făcut. Ați vorbit eu, deja cu nu, ei? Eu nu am vorbit, dar în momentul de față țin legătura cu autoritățile locale, cu doamna primar, cu domnul viceprimar și cu responsabilii din cadrul primăriei Roman pentru a fi la curent cu toate deciziile și cu tot ceea ce fac dumnealor, astfel încât, așa cum spunea și domnul deputat, în momentul în care voi fi pus în fața deciziei, să știu ce am de făcut în cunoștință de cauză și nu sunt străin de ceea ce se întâmplă. Sunt pregătiți. Clar au fost mai multe întâlniri, vor mai fi întâlniri la primărie care se vor face cu conducătorii școlilor din municipiul Roman și unde se stabilesc pașii de urmat, tocmai pentru a asigura începerea anului școlar în condiții de securitate și în condiții optime. Mi-aduc aminte că la prima emisiune, când l-am avut invitat pe domnul prefect George Lazar, l-am întrebat dacă, din punctul lui de vedere personal, un primar trebuie să fie om politic sau gospodar mai întâi. Și mi-a zis că mai întâi gospodar și pe urmă om politic. Cum,
Cum apreciați? Trebuie, clar trebuie să fii gospodar, că altfel nu poți să arăți ceea ce vrei tu să faci, să poți demonstra că știi ce ai de făcut. Om politic e o altă latură care... Dar nu se poate una fără alta? Dar important este dorința, important este experiența și ceea ce vrei și poți să faci pentru comunitatea ta. Și cred eu, având în vedere atât experiența din Consiliul Local, experiența administrativă, așa cum vă spuneam, și la nivel central în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, dar și faptul că în peste 12 ani am avut și experiență în mediul privat, consider că lucrurile acestea îmi oferă o viziune și o experiență care va fi benefică municipiului român. Dacă îmi permiteți, vreau să fac câteva precizări. În primul rând, eu consider că perioada în care acei oameni vreau să fie pe moșiile lor, că era primărie, că era Consiliul Județean, dacă nu a trecut și unii n-au simțit-o, va trece și o să vedeți. Vă dau câteva exemple în România, ca să nu mergem foarte departe. Ilie Bolojan, eu cred că toată lumea din țara asta îl descrie ca fiind un om care a arătat că știe să facă performanța. Dar prin Oradea, dacă mergem, noi să vedem că Ilie Bolojan este dominat de ideea că vrea tablouri pe acolo, că vrea articole prin presă, chiar refuză de foarte multe ori să vorbească cu presa. Da, trimite city managerul de cele mai multe ori la interviu. El a avut o singură viziune. Să-și facă treaba pentru care a fost ales, să-și facă fișa postului. Iar Ilie Bolojan nu cred că poate fi privit ca un om care nu are experiență politică sau forță politică. Cred că relația între un reprezentant al cetățenilor și partid trebuie să fie într-o limită normală privind susținerea pe care s-o aducă comunității. Nu într-o limită sau într-o zonă maximală, că eu de aici vă conduc, că faceți ce vreau eu, că eu vă dau din pixul meu. Baronii ăștia trebuie să fie opriți. Astfel de mecanisme au ținut Moldova blocată și astfel de mecanisme au fost inventate de PSD și gândiri învechite. De asemenea, vreau să vă spun un lucru. Domnul Achiriloaei ar fi putut să fie candidatul PNL la primărie și în 2017. Echilibru și bunul simț și cuvântul dat l-a determinat să nu fie atunci. Dar nu că nu ar fi putut să fie el. De aceea trebuie să înțelegem foarte clar. Fiecare dintre noi suntem vremelnic în funcții și trebuie să ne facem datoria față de cuvintele pe care le-am dat în momentul în care ne-am angajat în proiecte. Nu cred că domnul Achiriloae sau oricare alt primar ar intra pe data de 27, nu va putea să conducă instituția cu anul școlar început. Pentru că trebuie să ajungem să înțelegem că școlile sunt conduse și de niște directori care au obligație profundă de a-și pregăti începerea anului școlar. Că școlile au o conducere la nivel de județ prin inspectoratul școlar, care la fel au o obligație profundă. Iar relația primar, inspectorat, școală, trebuie să aibă niște componente clare. Asigurarea componentei financiare pentru ce înseamnă investiții. Asigurarea componentei pentru siguranță. Dar actul educațional și managementul fac cei de acolo. Pentru că altfel, iar vorbim greșit și nu-și mai face fiecare treaba lui. La fel trebuie să fie și la nivel de Consiliul Județean, iar președintele Consiliului Județean așa trebuie să fie, nu într-o formă în care el spune, te chem aici când îmi votez mie. Nu cumpărăm voturi cu bani publici. Despre asta cred că trebuie să fie bine înțeles în momentul în care cineva vorbește despre alegerile din 27 septembrie. Pentru că Partidul Național Liberal, de fapt, asta propune. O viziune în care vor alege dezvoltarea județului și nu contează numele, ci contează ca acei oameni să aibă capacitatea morală, psihologică, emoțională și managerială de a conduce sau de a sta, cum sunt acum, din punctul meu de vedere, foarte mulți ani oameni blocați în sărăcie. Pentru că județul Neamț este blocat în sărăcie. Dacă analizați clasamentele făcute de instituții internaționale sau naționale, obiective,
Pe latura economică o să vedeți că județul Neamț este pe ultimele trei locuri la nivelul mediu de trai. Pe ultimele trei. La salariul mediu. La lipsă de investiții. Uitați-vă și dumneavoastră și analizați. Câți investitori străini, câte firme mari au venit în județul Neamț? Câți investitori din județul Neamț au reușit și să spună, uite, eu aici fac producție și trimit în afară? Nu. Trebuie să dezvoltăm o politică în care statul să fie unul minimal, asigură platforma, iar mediul economic privat să duduie cu adevărat. Altfel vom fi tributari unor oligarhi care au fost creați în zona de est, dar care au înțeles ce trebuie să facă pentru țara lor, adică au condus lumea. Cei de la noi nu vor decât niște viluțe, bani de concedii. Alegerile sunt din 27 septembrie. Pentru noi ca romașcani înseamnă foarte multe lucruri, înseamnă mai bine, ne dorim măcar o dată să alegem un mai bine, să nu alegem ca de fiecare dată răul cel mai mic, pentru că în ultimii 30 de ani cam asta a fost. Au fost candidați și la nivel național și la nivel local și am ales ca să nu iasă ălălalt la final, de cele mai multe ori. Spuneam că 27 septembrie înseamnă pentru noi mai multe schimbări. Și sperăm noi, domnule deputat Cozmanciuc, pe funcția pe care sperați să o ocupați de președintele Consiliului Județean, pentru noi înseamnă ca romașcani lucruri concrete, gen artera ocolitoare est, casa Celibidache, obiective importante, obiective care au fost predate Consiliului Județean. Da? Și care în momentul ăsta ele sunt. Că putem vorbi de casa Celibidache, domnule Leoreanu, până la Sfântul așteaptă, că ea va rămâne la fel. Nu va rămâne la fel, pentru că după Constituție s-a deblocat acest proiect. Am mers la Compania Națională de Investiții, am avut discuții cu directorul general, doamna Manuela Pătrășcoiu. Am deblocat acest proiect care l-a preluat Consiliul Județean, dar l-a dus acolo și l-a abandonat. În momentul de față, așa cum cred că am spus la un alt post de televiziune, am reușit să introducem pe lista de priorități acest proiect. El a fost analizat în precedere și au fost analizați indicatorii tehnico-economici. Ulterior, în Comitetul Tehnico-Economic au fost aprobați indicatorii tehnico-economici și a primit și ordine de ministru pentru a fi făcut această investiție. De asemenea, Compania Națională de Investiții l-a urcat acum pe site și este în licitație. Deci am reușit să facem niște pași. Deși aici avem certitudine. Avem certitudine, exact. Despărțim de certitudine. Deși domnul Arsenie caută să-și asume pentru că a preluat acest lucru, numai că dacă lucrurile astea toate se întâmplau cu date exacte, în timpul guvernării PSD, am fi spus, domnule, acolo, că nu poți în fața evidenții când vezi că un lucru este altul să spui că e negru. Numai că toate acești pași pe care vi le spun au fost în timpul guvernării PNL. Acum, în acest an s-au întâmplat, în această primăvară. Deci este intrat în faza finală, când proiectarea și execuția se scoase la licitație, așa cum am introdus la priorități și Cinema Unirea, care a trecut de faza de eligibilitate și acum urmează în faza de analiză a indicatorilor tehnico-economici. Deci sunt lucruri care s-au mișcat, care au fost transferate anumite dorințe, un anumit lobby ca să se facă, pentru că era PSD-ul la guvernare atunci. Și așa cum a spus foarte bine, nu s-a întâmplat nimic. E ușor să promiți, dar nu prea ești credibil atunci când în spate nu ai dovezi, nu ai lucruri pe care le-ai mișcat. Noi vorbim de certitudine, de lucruri concrete, de lucruri pe care le putem vedea cu toții. Preț, vă aduc și documente în acest, le-am, pentru că m-a interesat acest subiect și a fost prezent acolo. Despre ocolitoarea romanistă am discutat cu domnul președinte. Mugur Cozmanciuc va fi unul din primele proiecte pe care le va susține acolo. Am discutat cu domnia sa, pentru că îi preda la fel, după cum știți, și ați precizat bine la Consiliul Județean, numai că și acolo a intrat în adormire. Lucrurile au devenit înghețate. Și sigur că nu avem foarte mare speranță de acolo, dar în momentul în care președintele Mugur Cozmanciuc va deține și președinția Consiliului Județean, suntem convinși că și în Roman, ca și în celelalte localități ale județului, lucrurile se vor mișca în mod echidistant, în respect față de cetățeni, aducând bunăstarea. Despre asta vorbim. Lucruri normale care să plece de la respect, siguranță, confort, astfel încât oamenii să se simtă bine în localitățile în care trăiesc, să se vadă că se întâmplă lucruri pozitive care le influențează în mod pozitiv nivelul de trai. N-am să aduc în discuție dialogul care ar trebui să fie mai fluent în, după 27, între primărie, președinția Consiliului Județean, presupunând că ocupați ambele funcții, și primăria Roman și Consiliul Județean. Dialogul ar trebui să fie mult mai ușor între instituții, nu?
Dialogul între instituții în permanență trebuie să fie unul ușor și facil. Partidul Național Liberal, am convingerea că va câștiga ambele poziții, președinția Consiliului Județean și primăria municipiului Roman. Dar cred, în același timp, și un mesaj pe care eu l-am, ca să fie foarte bine înțeles, cred că un om de administrație trebuie să aibă puterea intelectuală și morală să discute cu orice cetățean, orice primar, indiferent de culoare politică, pe obiective care privesc dezvoltarea comunităților. Artera ocolitoare nu este proiectul unu sau altul. Este o arteră ocolitoare care definește fluidizarea traficului în municipiul Roman și pe tot tronsonul Moldovei. Asta înseamnă, practic, să gândești strategic și să zici, băi, rezolv problemele astea pentru ca municipiul să fie fluidizat și în momentul respectiv, pe o parte și cealaltă arterei, se vor dezvolta parcuri tehnologice, hub-uri, zone administrative. Că asta se va întâmpla. Sperăm, cu toții. Sunt toată lumea, așa se întâmplă. Deci acolo unde există infrastructura, obligatoriu să... Automat. Începând de la minimal, până spre maximal. Alt subiect care trebuie bineînțeles. Casa Celibidac este un obiectiv important. Este un obiectiv de patrimoniu. Este o emblemă. Dar dacă dezvoltarea județului și tot dialogul între două administrații, județeană și municipală, va fi blocat doar pentru realizarea acestui obiectiv, înseamnă că nu vom putea privi în macro. Lucrul acesta trebuie să fie 5-10% din primul mandat, în sensul ca timp ocupat, iar la finalul primului an din mandat, să fie finalizat obiectivul, dacă este posibil, din punct de vedere tehnic și al constructorului. Dar, în sine, el nu trebuie să ocupe foarte mult timp din agendă, ci trebuie rezolvat. Nu trebuie colorat cu multe vorbe, cu multe epitete, ci trebuie rezolvat. Mergând mai departe, dialogul între administrația județeană și municipală Roman trebuie să privească rezolvarea problemei apei. Apa trebuie să fie o componentă în care dumneavoastră să nu aveți niciodată emoția, bă, dacă dau drumul, curge apă? Sau e de calitate? Nu. Problema respectivă trebuie rezolvată simplu, prin decizii corecte în care fișa postului pentru fiecare angajat să fie făcută clar, iar el să-și facă serviciu. De la 8 la 16, nici mai mult, nici mai puțin. Lucrurile acestea trebuie să fie privite ca normalități. Nu anormalități, pentru că nu contează numele. Contează ca cel care e acolo să-și facă treaba. De asemenea, dialogul trebuie să fie pe componentă, că vorbim despre sănătate sau educație. Finanțare corectă. Pentru că este un spital municipal. Dar spitalul municipal deservește o zonă întreagă. În momentul în care deservește o zonă întreagă, trebuie să ai puterea, și cadrul legislativ există, să-și spui, vin cu componenta investiții, ca să nu ajungă toți la Piatra Neamț să blocheze sau să plece de aici la Iași. De asemenea, pe componenta educației. Școlile trebuie să aibă investiții pe care să le poți asigura pentru ca obiectivele să fie în bune condiții. Mă refer la cele care au o relație cu Consiliul Județean, pentru că celelalte sunt în relație cu primăria. Corect. Și despre asta trebuie să vorbim. Asta înseamnă, de fapt, administrație. Restul e doar vrăjeală pentru unii care vor să laude. Și pentru că ne apropiem de finalul acestei ediții a discuțiilor despre Roman, domnule Achiriloaei, nu știu dacă vă dau onoarea să încheiați emisiunea. Spuneți-ne, vă rog, în momentul ăsta, eu am obiceiul ăsta prost al meu de a-mi sufleca mânecile inclusiv la sacou, că nu sunt obișnuit cu haine de-astea scorțoase. Sunteți pregătit ca după 27, presupunând că romașcanii vor da voturile, sunteți pregătiți să faceți același lucru? Să vă ridicați mânecile și nu numai că sunt pregătit, sunt determinat să fac acest lucru. Și așa cum spuneau și colegii mei aici, pe lângă faptul că venim să prezentăm o viziune a noastră și un set de proiecte cu care vrem să mergem mai departe, arătăm mai mult decât atât faptul că mereu am avut în atenție proiectele pentru dezvoltare și iată, chiar dacă au fost într-o etapă sau alta realizate, ne-am ținut de ele și am reușit să le punem în aplicare, exact cum vorbeam acum de Casa Sergiu Celibidache, care a trecut prin mai multe etape, chinurile facerii, dar iată că până la urmă, noi cei care am promovat acest proiect reușim să-l și punem în implementare. Aceasta este ideea și acesta este crezul cu care venim în fața romașcanilor și în fața cetățenilor din județul Neamț, că suntem echipa care poate și vrea să aducă bunăstare romanului și județului Neamț.
Domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați răspuns invitației pentru a apărea în această emisiune. Domnul deputat Laurențiu Leoreanu, domnul deputat Mugur Cozmanciuc, domnul ministru secretar de stat Leonard Achiriloaei, vă mulțumesc încă o dată și rămâne să ne vedem data viitoare pentru mai multe detalii legate de proiectele pe care le aveți în plan pentru Roman și pentru județul Neamț. Până atunci, mulțumim, ca de fiecare frumos, dată... Doamne ajută! Mulțumim! Am ieșit.